Mulțumesc, Jaf, la Casa de Asigurări de Sănătate din Galați. Hoții au intrat în birouri și au fugit cu banii angajaților. Maria Romaniță ne dă mai multe informații. Maria, bun găsit! Bun găsit, hoții au lovit puțin după miezul nopții, au furat o scară de la un vecin din zonă și au urcat la etajul 1, acolo unde știau, probabil că sunt doar camere de supraveghere video și nu alarmă, astfel încât camerele de supraveghere au reușit să surprindă două persoane, dar în rest au întors camerele de supraveghere în sus ca să nu fie reținuți, au întors pe dos toată Casa de Asigurări de Sănătate, dar n-au găsit decât 130 de lei în biroul unei angajate, în schimb au furat bonuri de combustibil în valoare de 2000 de lei, nu o să-i ajute la nimic deoarece deja Casa de Asigurări l-a declarat la societate ca fiind furate. Acum se caută, sunt căutați acest hoț, este al treilea furt care vizează o instituție în județul Galați în ultimele luni, au început cu o spargere la societatea de apă, apă canal, a urmat Consiliul Județean în decembrie și acum în ianuarie Casa de Asigurări de Sănătate.